sunt pregătiți să dea față în față cu infractorii și să mențină ordinea publică. Vorbim despre cursanții Academiei de Poliție Ștefan cel Mare, care astăzi au absolvit instituția. Astfel, viitorii polițiști și polițiste și-au primit primele stele pe epoleți și urmează să-și îndeplinească serviciul în inspectoratele din țară. Deși la prima vedere par fi rele, sunt gata să pună pe spate pe oricine încalcă legea. Vorbim despre proaspetele absolvente ale Academiei de Poliție, care au primit gradul de locotenent și împreună cu colegii lor băieții urmează să-și înceapă serviciul la diferite inspectorate. O parte dintre tinerii absolvenți se vor întoarce acasă. Să fie un aport pentru popor, pentru societate, este foarte bine. Și vrem să demonstrăm tuturor doamnelor și domnișoarelor că trebuie să fim puternice. Voi fi repartizat în Anenii Noi, raionul Anenii Noi, ca ofițer de investigații, biroul crime grave. Te întorci acasă? Da. Asta am dorit mereu să fac, să mă apărăte în patria. Să fiu aproape de necesitățile cetățenilor și oricând vor avea nevoie să pot să fiu de ajutor. Pe lângă cunoștințele acumulate la facultate, tinerii urmează să învețe încă multe lucruri de la colegii lor, polițiștii cu experiență. Mă încearcă și pe mine astăzi emoțiile. Ceea ce am văzut m-a readus la anul 1997, atunci când am absolvit Academia. Noi ne mândrim cu această instituție și avem intenția de a dezvolta instituția în așa mod în care pe viitor Ministerul de Interne în continuare să primească absolvenți a Academiei de Poliție cu deplină capacitate. Avem poligoane unde simulăm diferite situații, standard, nestandard, și astăzi vreau să menționez că deja ei s-au manifestat ca buni specialiști, fiecare pleacă la solicitarea subdiviziunilor disconcentrate. În acest an, 196 de cursanți au absolvit Academia de Poliție Ștefan cel Mare.